doamnelor și domnilor, să-i primim cu aplauze pe cei din trupa Asynchron. Ia uzi. Bă, ce fereță au, bă. N-au luat în piscina. Uau, mi-ar plăcea să te văd îmbrăcat așa. Aș râde. Las costume de alea old school. Da, da, da. De notator, cum erau pe vremuri, în anii 20-30. Da, da. Nu sunt români. Nu sunt români. E, nu. Au față de străini. Nu sunt români. Eram 100% convinsă că nu sunt din România, nu știu de ce. Băi, filofiști, doamna Delia, ceva, că nu, da. Sunt toți români. Nu sunt români. N-au cum zic, sunt în Italia, sunt tatuați pe mâini. A, n-ai cum, dansul lepedelor în piscină. Tatuaje nu-s români. Poți să-ți dai seama pe tatuaje ce sunt? Da. Mi-a ținut o prelege întreagă că în funcție de tatuajele pe care le are fiecare, ăștia nu sunt români. Da, dacă eu fac un tatuaj cu Love of My Life, din Anglia. Cum sunt tatuajele de români? Asta, nu știu. Au tatuajele alea multe, n-au cu sirene. Și au venit și așa despielițați, semi-expuși, clar nu sunt români. Ce să râd, dar bineînțeles. A zis că sunt niște cuvizi. Ce sunt? Cuvizi. Hai, te rup. Ia uite-te cum îl noată. Devin în decembrie pe lacul Ladoga. Am tratat, de jur. Am crezut că trupa Asynchron este un produs ascuns al echipei de producție. Este o nouă bătaie de joc la adresa noastră. Culmea nu este așa. Am avut un număr cu delfini. Guviz. Sifo, nu știu, habar n-am. Am avut patru domni care au notat într-un bazin imaginar. Pe aceste tărâmuri se nasc încă talente.